Case dărâmate de bombardamente, familii și comunități dezintegrate. Toți așteaptă să se termine războiul și să-și refacă viețile împreună. Urmăriți un material filmat de colegul meu, Marius Aizu, corespondent special Prima TV în Ucraina. Bucea și Borodianca sunt localitățile în care, după retragere, rușii au lăsat în urmă cadavrele civililor ucraineni și multe gropi comune. La Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, rușii bombardează cu furie de câteva zile. Cei care reușesc să fugă merg spre zone unde bombele nu ajung. Rușii au distrus cămine, destine, speranțe de viitor. Martorii povestesc ororile războiului trăit în ultimele săptămâni. În Bucea, Rusia destroyed more of building, more of houses, autos and more. And kill more civilians, people. Ukrainian army will defend us and Russia is killing us, Putin is killing us. You run away on March? We, with my family and friends, run away on 1, 2, 3, 4 March. 4 March. And you come back? I come back on 5, 6 April. We live 1 month out of Irpin. And your friend, your family, they stay here now or they run away also? No, we all go out of Irpin and out of Bucha, in security place. Putin said they are here to protect you. No, it's lies. Rușii au atacat și convoaiele umanitare cu mâncare, medicamente și apă, povestesc localnicii. Însă ucrainenii se ajută între ei. Primesc pâinea pe masa sărbătorii pe care o trăiesc anul acesta cu speranța păcii în suflet, odată cu învierea lui Isus.